Bună ziua! Astăzi vom învăța despre valorația în creion. Observați aici exemplul autoportretul lui Albrecht Dürer, realizat de acesta la 13 ani. Se observă aici tipuri de hașuri foarte fine, iar în cazul lui Rembrandt, autoportretul lui Rembrandt, avem linii mult mai bine conturate. Contrastul este mai bine realizat. Observăm hașura în cruce, hașura circulară în zona părului, ordonat sau dezordonat. Și la Albrecht Dürer observăm hașuri într-o singură direcție sau mai multe direcții, vălurite, suprapuse, dar sunt mult mai fine. Acest lucru se realizează în funcție de duritatea creionelor. Dacă ai creion cu mină foarte moale, voi obține hașuri foarte bine conturate, ca în cazul lui Rembrandt. Dacă vârful creionul tău este H, cu o duritate mai mare, atunci vei avea zone mult mai estompate. Pentru a realiza acest lucru, observați această scală de valori a hașurii obținute cu ajutorul hașurilor și cu AB-urilor. Ai nevoie de ascuțitoare de metal pentru a obține hașuri cât mai fine și un vârf foarte ascuțit. Vom învăța acum care sunt cele 5 tipuri de hașuri principale. Primul tip de hașură este hașura în linii drepte. Poți să-ți împarți și tu foaia în mai multe chenare. Hașura în linii drepte se realizează într-o singură direcție, iar mâna se ține cât mai departe de vârful creionului, ca în acest exemplu. Am folosit HB, iar acum voi trasa cu ajutorul lui B1, să observați diferența. Cu cât ții mai departe, cu atât liniile sunt mai groase și obții umbre mai puternice. Aceasta este hașura în linii drepte. Al doilea tip de hașură despre care vom discuta astăzi este hașura în cruce. Este asemănătoare cu hașura în linii drepte, doar că aici liniile nu se duc doar oblic sau doar orizontal, ci și vertical sau în ce direcție dorim. Cu cât revin cu mai multe straturi, cu atât umbra va fi mai evidentă. Aceasta este hașura în cruce. O folosim pentru zone, texturi diferite, pentru a reda pielea ridată a persoanelor mai în vârstă sau adulte. Al treilea tip de hașură este hașura circulară. Hașura circulară o folosim pentru a reda structuri, texturi mai fine. Ea se realizează la fel ca hașura în linii drepte sau în cruce, doar că circular, după cum observați. Pentru a obține o zonă mai estompată, este indicat să folosim vârful unei cârpe sau unei bucăți de hârtie. În niciun caz vârful degetului, deoarece grăsimea de pe suprafața acesteia, suprafața pielii, va deteriora structura. Hașura circulară constă din trasarea de cercuri mici care se suprapun. Mai întâi trasați forma pe care vreți să o conturați, să o valorați, după care suprapuneți cercuri mici pe suprafață, ca în acest exemplu. Este recomandată pentru a reda un efect realist al texturii pielii. Cu fiecare stradă cercuri suprapus, tonalitatea hașurii va crește. Liniile hașurii circulare sunt ușor de amestecat cu estompa. Cu vârful unei cârpe sau unui șervețel,
Veți șterge marginile pe care le doriți mai estompate. Dacă folosești această tehnică pentru a desena o piele cu riduri fine, folosește un vârf mai ascuțit. Pentru o piele netedă, înclină creionul cât mai mult, ca în acest exemplu. Astfel încât să obții cercuri grosiere care sunt mai ușor de amestecat pentru a reda un aspect uniform. Înainte de a amesteca, asigură-te că hașura este uniformă și nu există puncte negre. Punctele negre sunt locuri în care s-a adunat mai multă mină de grafit, datorită texturii mai granulate, nu atât de netede a hârtiei. Ca să uniformizezi hașura, poți folosi colțul unei cârpe pentru a estompa, ca în acest model. Al patrulea tip de hașură este hașura după contur. La fel, schițezi obiectul, după care trasezi pe suprafață linii drepte sau după conturul formei, bineînțeles. Liniile de contur pot fi desenate vertical sau orizontal și chiar diagonal. Folosești ce tehnică dorești pentru a da formă liniilor din desen. Al cincilea tip de hașură este hașura cu puncte. Hașura cu puncte se aplică pentru a obține o tonalitate a desenului, consumă foarte mult timp, depinde de tăria minei de grafit pe care o folosești, de modul cum ții creionul în mână și aspectul hârtiei, mai granulat sau mai fin. Se așează puncte de diferite mărimi, mai aproape sau mai depărtate. Iar acum trebuie să-ți alegi, îți alegi ce obiect vrei să desenezi. De exemplu, în acest model am ales un măr, am încadrat într-un chenar, într-un pătrat, am trasat un cerc pe care, și apoi am detaliat puțin câteva centri, un centru de interes. După care, în faza a doua, încep să folosesc liniile hașura circulară, de exemplu, în această direcție. Iar în faza a treia voi folosi atât hașura circulară, cât și hașura în cruce și estompa. Voi estompa zona cu vârful unei cârpe pentru a obține o umbră sau o zonă mai rafinată. Cu cât insist mai mult, cu atât umbra, zona dintre umbră și lumină va fi mai clar delimitată. Desigur că atunci când folosim creioanele, trebuie să trasăm linii apropiate de intensități diferite până ajungem la valorația pe care o dorim. Vom observa aici, în acest exemplu, când lumina este difuză, apare clar obscurul, adică o senzație de depărtare, o diferență, da, observați, iar în acest model avem un clar obscur foarte bine conturat, adică o zonă dintre partea, o trecere dintre partea luminoasă și partea de umbră, depinde cum cade lumina. În acest exemplu, volumul este sugerat foarte bine, pentru că acest clar obscur este accentuat bine și scoate obiectele în față. Observați că și fundalul este foarte bine redat ca tonalitate. Acum, alegeți-vă ce obiect doriți și redați-l
valorați-l în așa fel încât să fie foarte clară diferența dintre lumină și umbră. Dintre lumină și umbră.